Bine v-am găsit la o nouă tabletă. Astăzi vom face o demonstrație despre tulburările ritmului cardiac, temă cu conotații muzicale, motiv pentru care vom și folosi un instrument specific. Inima este un sistem electromecanic. Activitatea electrică normală a inimii este inițiată de nodul sinusal, pacemakerul natural localizat în atriul drept, care descarcă impulsuri la o frecvență de circa 70 de bătăi pe minut. Prin intermediul țesutului atrial, impulsurile electrice ajung la un alt centru important, nodul atrioventricular, care poate descărca și autonom, dar doar la jumătatea frecvenței pacemakerului natural. Urmează o țesătură de fibre prin care impulsul electric se răspândește în mușchiul cardiac, determinând contracția mecanică a cordului. Putem spune că nodul sinusal este ceasul care generează ritmul normal al inimii. Dacă un infarct produce ocluzia arterei nodului sinusal, ceasul inimii se oprește. Să ne imaginăm pornirea unui autoturism. Cheia introdusă în contact activează sistemul electric și, prin cuplaj cu partea mecanică, motorul pornește. La fiecare revoluție cardiacă se reia acest ciclu. Frecvența cardiacă este un instrument de adaptare a circulației la provocările cu care se confruntă organismul uman. Variabilitatea frecvenței cardiace este utilă, iar unele aritmii minore sunt doar exagerări ale acesteia. De exemplu, aritmia sinusală, care apare mai frecvent la copii și tineri, constă în accelerări și răriri discrete ale ritmului cardiac în funcție de fazele respirației. Tahicardia sinusală este o creștere a frecvenței cardiace peste 100 de bătăi pe minut la persoane adulte. Ea poate fi generată de diverse cauze. Hiperactivitatea sistemului nervos vegetativ simpatic sau a glandei tiroide, scăderea oxigenării sângelui, termen medical hipoxie, excesul de cofeină, etc. Tahicardiile paroxistice au frecvențe de 150 de bătăi pe minut sau chiar mai mult. În contrast, bradicardia sinusală are frecvența pulsului sub 50 de bătăi pe minut. Iar în blocurile cardiace atrioventriculare, poate coborî chiar sub 40 de bătăi pe minut. Fibrilația constă în neregularitatea ritmului de bază, generat de impulsuri haotice, fie la nivel atrial, constituind cea mai comună aritmie, fie la nivel ventricular, cu cea mai mare mortalitate. Mecanismele aritmiilor sunt prin reintrare, în care descărcarea impulsurilor se face ca la revolver, respectiv prin automatism, în care descărcarea impulsurilor se face ca la mitralieră. Palpitațiile sunt principalul simptom, iar electrocardiograma este reprezentarea grafică a aritmiilor. Există tulburări ale ritmului cardiac, calificate drept urgențe medicale extreme, ce pot duce la stop cardiac. De exemplu, infarctul miocardic se poate complica cu aritmii extrem de severe, uneori fatale. Există și tulburări ale ritmului cardiac care evoluează silențios, adică fără palpitații. Uneori, aritmiile cardiace predispun la lansarea unor cheaguri de sânge în diverse teritorii vasculare, îndeosebi în creier și intestin.
pentru a detecta tulburările de ritm imprevizibile și cu durată scurtă, se utilizează monitorizarea ambulatorie a electrocardiogramei pe 24 de ore. Tratamentul farmacologic al aritmiilor constă fie în rărirea frecvenței cardiace din tahicardii, fie din accelerarea aliurii ventriculare în bradicardii cu medicamente specifice. În fibrilația atrială se încearcă fie regularizarea ritmului cardiac, fie menținerea frecvenței cardiace la o rată convenabilă cu tratament anticoagulant asociat. Tratamentul aritmiilor se poate face și cu ajutorul unor dispozitive. De exemplu, în blocul atrioventricular total se montează un generator de impulsuri electrice alimentat de un acumulator. Pacemakerul, că despre el este vorba, înlocuiește ceasul sinoatrial defect. Asemănător ca formă, cardioverterul detectează aritmiile fatale și declanșează automat șocuri electrice care suprimă tulburarea de ritm. Atenție la interferența cu câmpuri electromagnetice la aeroport sau remene. Soluția radicală a tahiaritmiilor este cauterizarea electrică în laboratorul de electrofiziologie. Acest mapping, care seamănă cu o hartă meteorologică, ghidează electrofiziologul în intervenția sa. Demonstrația următoare se referă la efectul șocului electric extern în flutter. Șoc electric extern. Ritm convenabil. Și la efectul masajului cardiac. Nu există ritm cardiac. Facem masaj cardiac. Succes terapeutic. Prin urmare, aritmiile cardiace includ orice condiție din grupul larg și heterogen în care activitatea electrică a cordului este anormală. În aceste situații, inima bate fie prea rapid, fie prea rar, fie neregulat. Incidența aritmiilor este în creștere, dar cardiologia contemporană dispune de arsenalul terapeutic necesar pentru soluționarea acestor probleme. În speranța că acest exercițiu de percuție a ilustrat esența aritmiilor inimii, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă tabletă.